Bună, dragilor! Haideți împreună să pregătim o prăjitură de casă, simplu de preparat. Dacă vă place prăjitura Snickers, cu siguranță o să vă placă și această prăjitură. Primul pas, dragilor, vom pregăti crema. Punem la caramelizat 100 de grame de zahăr. Caramelizăm frumos zahărul, fără să-l ardem. Deci aici este un punct foarte critic, când trebuie să fiți atenți. Telefonul meu transmite un pic, să zic așa, culoarea mai intensă, dar nu este chiar așa de caramel. Așa, deci în momentul ăsta adaug încă 100 de grame de zahăr și mai vin, totul se lucrează rapid, cu 400 de grame de smântână, dar nu adaug toată de prima. Câte un pic, adaug câte o lingură, incorporez, iarăși o lingură, incorporez, până adaug 400 de grame. După ce am incorporat toată smântâna, adaug și 120 de grame de unt. Când adăugăm untul, luăm crema de pe foc. Lăsăm crema, dragilor, în jur de o oră să se răcească. Apoi se acoperă cu folie alimentară. Eu nu o acoper acum, că este încă fierbinte. O las să se răcească. Și merge la frigider pentru 3 ore, cel puțin 3-4 ore. Am scos crema din frigider, observați, ia un pic, s-a îngroșat, e stabilă și acum cu mixerul, la viteză minimă, vom mixa. Observați ce consistență are. Așa, și acum vom monta prăjitura. Folosesc foi din astea de vafe, le fixăm prima dată și le fixăm ca să putem lucra. Prăjitura aceasta o puteți face și cu lapte condensat fiert. Normal așa o făceam eu cândva în Moldova, deci ăsta este primul desert pe care l-am pregătit eu prin clasa 7-a, cu vafe din astea și cu lapte condensat fiert. Am găsit vafele astea la un magazin pe aici și am zis că neapărat trebuie să vă arăt o prăjitură cu ele. Că la copiii mei chiar nu le-am făcut niciodată un desert cu vafele din astea. Este pentru prima dată când le fac. Ca să vedeți, le fac deserturi complexe, dar din astea așa mega simple le-am lăsat pentru timpuri, nu știu, pentru acum. Stratul de cremă nu se pune foarte gros. Dacă observați, crema o las așa subțire. Venim cu nucă, neapărat nucă măcinată. Dacă vă place prăjitura Snickers, o să vă placă și prăjitura asta, cu siguranță. Întotdeauna pe partea laterală punem cremă și pe partea laterală, deci nu doar pe față, ca să-i facem pliciu, că altfel nu se prind vafele astea. Ultimul strat îi punem doar pe partea laterală și îi pun o presă deasupra, așa, și îl trimit la frigider de îngeargă. Așa, și îl trimitem la frigider până dimineață. Dimineață lucrăm cu prăjitura. Vom porționa prăjitura. Se porționează relativ ușor. Asta îmi place la prăjitura aceasta, că scoatem bucățile frumos. Și acum vin cu o ciocolată. Am topit 200 de grame de ciocolată cu cam 80 de mililitri de lapte. Și acum glazurăm prăjiturile. Le-am îndepărtat una de alta ca să-mi fie ușor. Și cum vedeți, prăjitura am montat-o pe un tocător, ca la fel să-mi fie ușor să lucrez. Aducem un accent la decor cu niște fulgi de cocos. Uitați-mi cum se rumesc, uitați Radu la mine, mami, parcă trebuie să vorbești. Da, și nu-mi venea pe limbă. Și aici venim cu un fruct. Ceva. Așa mi-a venit în minte, dumneavoastră decorați cum vă place. Mereu zic, decorul este exact cum este machiajul unei femei. Fiecare alege ce-i place. Astea sunt prăjiturile, dragilor. Să vă fie de folos și această rețetă. Crema de caramel o puteți folosi și la alte prăjituri. Eu am ales să vă
prezint o prăjitură cu vafe, dar sigur puteți folosi alt fel de blat. V-am pupat, dragilor, și să ne auzim numai de bine!